Ce drepturi are un angajat? Dreptul la angajat, da, și are drepturi. Dreptul să lucreze, dreptul la odihnă, dreptul la proteste chiar la urmă să ieși. Mai sunt multe drepturi. Dar obligațiunile? Obligațiunile? Ce obligațiuni aveți dumneavoastră? În primul rând, cu legea să o stimeze și fiu om. Ce drepturi are un angajat? Să fie salarizat pentru munca care o face, să fie salarizat la timp, să aibă condiții de muncă, cât de cât. Cam așa. Dar obligațiunile vi le cunoașteți? Asta încă mai mult ca drepturile. Care sunt da. Să te servim clienții la timp, să fim cu dânsii corect, să le lămurim toate situațiile. Nu pot eu spune așa cum și drepturi am eu de la lucru eu pentru mine. Dar obligațiunile vă le cunoașteți? Nu mă cred cunoaște, mă arăt. Care sunt? Ce obligațiuni aveți noastră la serviciu? La serviciu? Pământul de prelucrat, cum se trebuie. Care sunt drepturile unui angajat? Eu cred că dreptul unui angajat este să-și respecte graficul, da? Să vină la timp la serviciu, să-și ia masa la timp, adică o oră acolo cât 8 ore de lucru, 2 zile pe săptămână, adică sâmbătă și duminica să fie liber, să-și ia concediu și cred că să-și iese salariu regulat, să-și primească salariu regulat. La concediere pentru fiecare an o săptămână plătită, toate concediile plătite, prin întâmpinare înainte de 2 luni, nu mult acolo. Dar obligațiunile unui angajat? Să îndeplinească funcțiile lui de serviciu. Care sunt drepturile unui angajat? Drepturile unui angajat sunt ca la toți cetățenii. Dreptul la muncă, la odihnă, la salariu binecuvenit și la toate celelalte. Dar obligațiunile? Obligațiunile sunt toți principale. Și care ar fi? Să vină regulat la ora care se cere, să fie disponibil la orice întrebare din partea clienților și să fie, cum să vă spun, disciplinat, într-un cuvânt. Să aibă toată vremea de lucru și mulțumit cu salariul acela care l-a angajat și să-i plătească un salariu ca el să poată întreține familia lui. Într-așa mod se poate lucra, dar așa e de-ată ștețul, leapnă până mă, nu știu, mereu la negru, le da bani, îmi plec, nevoie, dar de-aia nu știu cum așa mai departe. Dar obligațiunile unui angajat care se angajează acolo, da? Nu, eu trebuie și să lucreze acolo și cinstit, să poarte, să respecte regulile de lucru, regulile securității, tot ce trebuie, tot ce este pus în fața lui, în vederea lui și el trebuie să respecte.